Bună dimineața, prieteni mincinoși! Iată-ne că după un început de an foarte, foarte, foarte greu, am ajuns și noi pe baltă. A trecut pandemia, Doamne ajută, avem voie să ieșim pe bolți. Ca atare, am venit și noi pentru o primă partidă de pescuit pentru acest sezon. De fapt, ca să respectăm adevărul istoric, ca să zic așa, noi am ieșit la pescuit undeva în februarie, am făcut o partidă așa de prietenie pe lacul Peri. O partidă care s-a continuat acum când am avut voie oficial să ieșim din casele noastre, tot cu o partidă pe lacul Peri. Vedeți imediat în materialul pe care l-am pregătit ce am făcut și în februarie, ce am făcut și acum o săptămână pe lacul Peri. A fost o partidă foarte, foarte frumoasă. Eu am fost cu Alin, așa cum merg de obicei, colegul, prietenul și partenerul meu de pescuit. Ne-am stat pe pontonul 2, a venit și Coco cu prietenii lui de la Car Discount. Ei au stat pe pontonul și căsuța 1 și am pescuit 24 de ore. A fost o partidă foarte, foarte frumoasă. Am pescuit, evident, pescuit fin. Apa încă este rece. Și nu neapărat din cauza faptului că în ultimele zile a plouat. Nu a fost atât de mare căldură în acest început de an încât să se încălzească toate bălțile. Apa încă, repet, este răcoroasă. Așa încât am pescuit foarte, foarte fin. Am pescuit la năditor, am pescuit cu pastă la început, după care Coco a făcut niște nadă. O să vedeți despre ce este vorba. Pentru că la Peri, așa după cum știți,
pentru că anul trecut am pescuit foarte mult acolo. Lacul Păr este partener cu emisiunea Mincinoșii. Peștii sunt undeva ciortani, evident, între 1 kg și 3 kg. Am reușit în acea partidă să luăm și niște pești un pic mai îmbrăcați așa, 2,5 kg, 3 kg, o să vedeți.